Rău și ăștia inumani și fomiști despre care auzim în mass media că își abandonează tancurile de frică, ăștia despre care ne spune mass media corectă și infailibilă că sunt trimiși să facă exerciții și săracii se trezesc atacați de foame, în timp ce America și Uniunea Europeană trimit mai multe bombe și arme letale pentru eroul Zelensky, candidat puternic pentru premiul de pace, invadatorii ruși au invadat populația ucraineană, în special pe civili, i-au invadat cu aproximativ 100 de tone de ajutor umanitar. Vă vine să credeți? Păi asta e invazie, nu glumă. Asta e invazie rusească. Nemernicii ăștia au livrat de data aceasta locuitorilor din districtul Chuguevski, din regiunea Harkov, după cum vedem în imagini proaspăt publicate de Ministerul Apărării al Rusiei. Rechizitele livrate includ alimente, consumabile medicale și alimente pentru copii, după cum a dictat dictatorul și mare de criminal de război, Putin. Este inuman și inacceptabil așa ceva. Păi, în timp ce vestul oferă arme, vrând să poarte un dialog cu rușii, acești ruși inumani nu pot purta un dialog și devin agresivi din calea afară. Atacă civilii cu mâncare fără să clipească. Cum mă întreb care dintre articole reprezintă mai bine dialogul, mâncarea sau armele? Dar trecem peste asta, că mie mi se pare că Rusia încearcă să distrugă populația ucraineană și presa nu ne arată aceste detalii, ca să nu ne sperie și mai mult. Și totuși Joe Biden a primit indicații să trimită 14 miliarde și mai multe arme în semn de pace, bineînțeles. Pentru că oamenii trebuie să moară în pace, iar mâncarea i-ar deranja la stomac. Ăștia cu siguranță arată ca niște ruși destul de periculoși, fără chelneri, ospătari, fără vin, fără cântări de trupă, așa ceva e inuman. Priviți și voi ce face dictatorul Putin dacă nici acum nu se vede destul de clar ce criminal de război e Putin, n-are rost să mai vorbim. Și încă ceva, nu v-ați săturat de minciunile mass mediei controlate de globaliști? Dacă da, închideți tembelizorul și radioul când încep știrile. Eu ascult la radio muzică numai în mașină, când conduc și îl închid când încep știrile. Acum e de înțeles de ce au blocat IP-urile rusești, ca să nu vedem și noi aceste invazii rusești care ne-ar putea îngrozi maxim. Вообще спасибо, ребята. Да не только за гуманитарку.